Vă rog să deschideți la Ioan capitolul 10, citim primele 6 versete. Ioan capitolul 10, citim de la 1 la 6. Adevărat, adevărat vă spun că cine nu intră pe ușă în staulul oilor, ci sare pe altă parte, este un hoț și un tâlhar. Dar cine intră pe ușă este păstorul oilor. Portarul îi deschide și oile aud glasul lui. El își cunoaște oile pe nume și le scoate afară din staul. După ce și-a scos toate oile, merge înaintea lor și oile merg după el pentru că îi cunosc glasul. Nu merg deloc după un străin, ci fug de el pentru că nu cunosc glasul străinilor. Iisus le-a spus această pildă, dar ei n-au înțeles despre ce le vorbea. Amin. Fiecare în dreptul lui spune, vorbește, Doamne, căci robul Tău ascultă. Poftiți! Vorbește, Doamne, căci robul Tău ascultă. Luați loc, vă rog. Unul din cele mai frumoase cadouri pe care le-am primit când eram copil a fost să primesc în dar o mielușă. I-am pus numele Brândușa. M-am făcut harnic atunci. Mergeam după iarbă pe câmp, îi dădeam porumb din mână și numai când îi strigam numele sau când fluieram, când veneam de la școală, era gata să sară gardul să vină la mine. A venit vremea când mielușa mea a crescut și tata a zis, nu mai putem ține acasă. Trebuie să o dăm în turmă. Mi s-a rupt sufletul să știu că mielușa mea pleacă de acasă, de lângă mine. Pe vremea aia lucram hotarul în zona Blajului cu calul. Urcam în căruță și plecam pe câmp și când vedeam turma satului întinsă pe dealurile satului, mă apucam să fluier cât puteam eu de tare și strigam, Brândușa! Și venea mielușaua mea de acum o aie mare, venea fuga până la căruță, își trimitea ciobanii câinii după ea să o oprească. Fugea ciobanul după ea să o ducă înapoi în turmă și n-avea nicicum, niciun succes. Nu de puține ori ne-am trezut cu Brândușa la poarta casei, pentru că era învățată cu glasul păstorului. Oameni buni, în toată povestea asta este un adevăr foarte, foarte mare. Acum pe voi doi vă vizează slujba care vă stă înainte, dar pentru noi toți ceilalți care suntem chemați să slujim turma lui Hristos, o să vedeți că unul din lucrurile esențiale pentru turmă este să identifice glasul păstorului. Dar pentru astăzi vreau să vă vorbesc despre faptul că păstorul intră pe ușă. Mă simt onorat să fiu la sărbătoarea voastră și aș vrea să vă spun câteva lucruri de suflet. Unii îmi spun că nu arăt așa de în vârstă, am eu destui ani. Dacă am terminat școala în 96 și am luat o biserică mai micuță să o slujesc la vârsta de 23 de ani, uitându-mă în urmă, aș fi preferat să am păstori mai în vârstă care să-mi spună cum stau lucrurile pe teren, nu din bancă. Voi aici la Agape aveți o echipă mare de oameni și încercați să vă lipiți de cei mai în vârstă, de cei care vă cad drag la suflet și să spuneți, măi frate, cum ai rezistat în slujba de păstor până acum? Cum ai rezistat până acum? Cineva spunea că pastoratul nu e o lucrare pe care am ales-o noi, ci e o chemare care ne-a ales ea pe noi. N-o să fie ușor. Dar nimic nu o să fie mai rewarding, cum zice americanul, decât să vezi un păcătos pocăit. Nu-i slujba mai grea în adunare decât să vezi un om care toată duminica te ascultă și tot nemulțumit. Parcă nimic nu-i mai greu. Dar când câte unul se pocăiește, când un păcătos se întoarce acasă și mai ales din copiii fraților și surorilor care au crescut în adunare și fac câte o buclă mare prin lumea aceasta, nimic nu-i mai înălțător decât să fii folosit de Dumnezeu pentru întoarcerea lor acasă. Și dacă îmi doresc ceva de la voi, Domnul să vă dea darul acesta, răbdarea Lui, ungerea Duhului Lui cel Sfânt în așa fel încât să vorbiți oamenilor, încât să identifice glasul păstorului. Nu de puține ori în Scriptură
Dumnezeu se prezintă pe sine ca păstorul poporului lui. Iar cu privire la lucrătorii lui, Dumnezeu se referă la ei ca și păstori. Oameni pe care el i-a chemat, i-a instruit, i-a modelat și acum îi pune în fruntea păstorului, în fruntea turmei. Vreau să vă spun de la început și probabil că păstorii cei mai în vârstă pot confirma lucrul acesta. Păstorii sunt de obicei oameni singuratici. Oameni care sunt cu turma, iar în multe cazuri turma nu este cu ei sau turma este pentru ei. Dar de obicei slujba de păstor este slujba unui om singuratic. Trebuie să fii prieten cu toți și la adică cu niciunul. Trebuie să-i ajuți pe toți, dar să nu faci discriminare. O, și ăsta e un cuvânt nou acum. Vedeți că ajunge și în biserică. Discriminarea și rasismul. Dar atunci când Dumnezeu a gândit biserica și poporul lui și adunarea lui Hristos, el a gândit-o să funcționeze în termenii aceștia ai pastoratului. Ca să înțelegem mai bine textul pe care l-am citit în dimineața aceasta, dați-mi voie să mă uit puțin la context. Foarte multe lucruri se explică în înțelegerea Scripturii dacă ne uităm la context. Am citit câteva versete din Ioan capitolul 10. Dar Ioan capitolul 10 urmează după capitolele 8 și 9. În capitolul 8, Domnul Iisus este confruntat de liderii lui Israel să facă judecată asupra unei femei prinse în adulter. Și imediat după situația respectivă, el prezintă una din ideile cele mai puternice în Evanghelia după Ioan. Eu sunt lumina lumii. Eu sunt lumina lumii. Capitolul 9. Un orb din naștere. Cum îl văd ucenicii pe omul acesta? Merg la Iisus cu întrebarea și spun: învățătorule, cine a păcătuit de omul acesta s-a născut orb? El sau părinții lui? Și Iisus Hristos, Domnul, spune: n-au păcătuit niciunii, ci s-a născut așa ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Și în cele din urmă, omul acesta care fusese orb și acum vindecat, merge la templu și liderii lui Israel îi spun: măi, ce s-a întâmplat cu tine? Și omul acesta nu-l cunoscuse pe Hristos. Și când oamenii aceștia îl confruntă pe Hristos, el spune: eu una știu, am fost orb și acum văd. Și de aici apare o problemă și o discuție între om și liderii lui Israel, dar mai târziu între Iisus și liderii lui Israel. Și pasajul din Ioan 9 se încheie în felul următor. Versetul 39. Eu am venit ca lumea aceasta, eu am venit în lumea aceasta pentru judecată, ca cei ce nu văd să vadă și cei ce văd să ajungă orbi. Unii din farisei care erau lângă el când a zis aceste vorbe, i-au zis: doar nu am fi și noi orbi. Dacă ați fi orbi, le-a răspuns Iisus, n-ați avea păcat. Dar acum ziceți: vedem. Tocmai de aceea păcatul vostru rămâne. Și continuă: adevărat, adevărat vă spun că cine nu intră pe ușă în staulul oilor, ci sare pe altă parte, este un hoț și un tâlhar. Dar cine intră pe ușă este păstorul oilor. Oamenii aceștia se considerau păstorii lui Israel și în dreptul lor Hristos spune: voi sunteți orbi. Și Iisus spune: adevăratul păstor intră în prezența turmei pe ușă. Și de aici, prima afirmație pe care vreau să o fac în dimineața aceasta este legată de identitatea păstorului. Identitatea păstorului este dată de calea lui de acces. Cel ce intră pe ușă este păstorul oilor. Dar Iisus le-a spus pilda aceasta și ei n-au înțeles. Ok, n-au înțeles ei. Ce ar trebui să înțelegem noi? Am două lucruri speciale pentru voi și simple din calea afară și pe urmă am ceva pentru adunare. Pentru voi. Păstorul care intră pe ușă
este un păstor care conduce prin felul lui de a vorbi, prin cum vorbește. Și asta nu se referă la cum predică. Nu. Ci la cum vorbește. Noi de obicei ne pregătim mesajele, ne rugăm înaintea lui Dumnezeu, spunem Domnului, Doamne, dă-ne ungere de sus, ca atunci când transmitem ceva bisericii să fie o hrană bună, să vorbească inimilor oamenilor. Dar asta o facem în 20, 30, 45, hai, oră. Nu la asta se referă Biblia când spune că oile cunosc glasul păstorului sau identifică felul lui de a predica, nu. Cred că n-ar trebui să vă spun că deja le știți, dar oamenii se vor uita la voi la cum îi tratați, cum vorbiți cu ei. Sunt păstori care își bat oile cu vorba și sunt păstori care își ridică oile cu vorba. În vorba voastră e o putere. Vorba voastră e o forță. Solomon spunea, viața și moartea stau în puterea limbii. Aveți grijă cum vorbiți cu turma voastră. Amen. Pentru că indiferent pe unde ați trece voi pe drum și dacă strigați sau fluierați după ei, ei trebuie să vă cunoască timbrul vocii voastre. Ca și brândușa glasul meu. Învățați să vorbiți în așa fel încât turma să vă urmăreze, să vă urmeze după vorbă, după glas. Textul așa continuă și spune în felul următor. Portarul îi deschide și oile aud glasul lui. El își cheamă oile pe nume și le scoate afară din staul. Învățați să-i cunoașteți pe oameni și după nume. Acum, nu știu dacă pun o povară cam mare pe voi. Agape o să crească. Și s-ar putea să... Cum? Așa, amin. Și s-ar putea să vină oameni în adunare și să fie mai mulți decât puteți voi să-i cunoașteți. Faceți-vă obiceiul să-i cunoașteți pe nume. În afirmarea numelor oamenilor e o forță și acolo. Acum hai să vă spun ce am pățit eu. Eu am memoria foarte bună, dar scurtă. Înseamnă că uit numele oamenilor. Ca să învățați și voi numele oamenilor cu toată rușinea, dacă atunci când ați făcut introducere și s-au prezentat oamenii, dacă nu le țineți minte numele, nu vă fie greu să-i întrebați de două, trei ori, nouă ori, ca să învățați numele lor. Un păstor, spune Scriptura, și astea sunt cuvintele lui Hristos, își conduce oamenii după vorbă, cunoscându-le numele. Al doilea lucru, un păstor conduce după cum trăiește. Textul continuă și spune, după ce și-a scos toate oile, merge înaintea lor. Și oile merg după el, pentru că îi cunosc glasul. Din nou la glas. Păstorii de obicei trăiesc nu doar singuratici, dar și trăiesc într-o casă de sticlă. Și veți întâlni oameni în adunare care vor veni și vă vor spune, păstorul trebuie să fie așa, păstorul trebuie să fie așa, soția păstorului trebuie să fie așa, copiii păstorului trebuie să fie așa. Și probabil că și copiii mei și a fratelui păstor Crinișor spun că una din presiunile bisericii a fost peste ei, pentru că pretențiile adunării erau mai mari pentru copiii păstorului. Pe de o parte, pretențiile astea sunt justificate. Suntem în fruntea adunării, oamenii se uită la noi cum vorbim, se uită la noi cum trăim. Vreau să vă dau un exemplu din viața lui Moise. Moise a fost omul care a trăit 120 de ani. Vă doresc viață lungă și vouă. Dar uitați-vă cum a fost împărțită viața lui Moise. 40, 40, 40. Și probabil ați mai auzit lucrul ăsta. În primii 40 de ani, Moise a învățat că este cineva. Școală bună, pregătire, tot ce-i trebuie. Și a trebuit, printr-o circumstanță dureroasă, să fugă de la palat.
Și Dumnezeu l-a format la oi. În toată perioada asta l-a pus pe el, prințul Egiptului, l-a pus pe socrul lui șef peste el. În aceștia 40 de ani, Moise a învățat că este un nimeni. De aceea, în experiența cu rugul aprins, el spune, și dacă citiți în continuare pasajul respectiv, veți observa 5 obiecții. Moise nu vrea slujba de păstor. Și cineva, un păstor mai în vârstă, mi-a zis, zice, adevărații păstori, ăștia niciodată n-au vrut slujba. Dar întotdeauna s-au supus chemării lui Dumnezeu. Și dintre cei mai buni păstori ai poporului Israel, doi au fost crescuți la oi. Au fost Moise și au fost David. Ce-ar fi să-i trimiteți în vacanță România la autor? Și apoi Dumnezeu îl pune 40 de ani pe Moise în fruntea poporului ca să demonstreze omenirii întregi ce poate face Dumnezeu dintr-un nimeni. Și în dreptul lui Moise, Biblia spune, nu s-a mai ridicat în Israel om ca Moise, căruia Dumnezeu să-i vorbească față în față, gură către gură. Oamenii se vor uita la voi, la toată familia voastră, la cum veți trăi. Ascultați un sfat bun din partea Scripturii și din experiența pe care mi-a dat-o Dumnezeu până acum. Învățați să trăiți frumos înaintea oamenilor. Vor fi care n-or fi mulțumiți. Vor fi și din ăștia. Dar în ce vă privește pe voi, luați hotărârea să trăiți curat înaintea Domnului și înaintea oamenilor. Și în rest, El își va face lucrarea prin voi și cu voi. Sunt trei lucruri pe care păstorul care merge înainte le face pentru turma lui. Dă direcție, dă protecție și dă hrană. Asta ar trebui să fie preocuparea voastră. Voi trebuie să dați o direcție adunării, trebuie să oferiți protecție și trebuie să oferiți hrană. Iisus, când a văzut gloatele, i s-a făcut milă de ele pentru că erau necăjite și risipite, ca niște oi care n-au păstor. Turma de la Agape o să vă aibă și pe voi de acum încolo. Sper să nu fie nicio oaie risipită. Sper să fie toate câștigate pentru împărăția lui Dumnezeu. Există o relație de simbioză între biserică și păstor, între turmă și păstor. Nu există păstor fără turmă. Sau e ilogic lucrul acesta și nu există, sau n-ar trebui să fie turmă fără păstor. De aceea și rugăciunea lui Hristos, Domnul era, rugați pe Domnul secerișului să ridice lucrători la secerișul lui. Rugați pe Domnul turmei, aș parafraza, să ridice păstori în fruntea turmei. Pentru biserică, am ceva pentru voi. Și tot din Ioan. A venit un om trimis de Dumnezeu. Numele lui era Paul. A venit un om trimis de Dumnezeu. Numele lui era Abel. Pe Paul îl cunosc de ceva vreme, pe Abel mai puțin. Mă rog ca Dumnezeu să vă dea ungere de sus și har înmulțit în lucrarea aceasta. Dar pentru voi ca și biserică, Nu uitați că păstorul vostru este om. A venit un om. Biserică dragă, lăsați-i să greșească. Ascultați-mă bine. Lăsați-i să greșească. Nu pretindeți de la ei perfecțiunea, cum nici ei nu pot pretinde de la voi perfecțiunea. Înțelegeți că păstorii voștri sunt limitați și ei. Sunt oameni. Dar nu uitați că păstorii voștri sunt trimiși de Dumnezeu. Uitați-vă la Paul, uitați-vă la Abel și uitați-vă la ei ca niște oameni trimiși de Dumnezeu pentru mandatul respectiv, în contextul respectiv și Dumnezeu nu greșește pe cine pune. Când pune, s-ar putea mandatul să nu fie cine știe cât de lung, s-ar putea să fie scurt sau s-ar putea să fie mai lung decât se așteaptă ei. Când vă uitați la oamenii aceștia, uitați-vă la ei ca niște oameni trimiși de Dumnezeu. Și dacă le-am spus lor că ei trebuie să vă învețe pe voi pe nume și voi trebuie să-i învățați pe ei pe nume. Zice așa Biblia,
numele lui era, textul spune, de Ioan Botezătorul. Eu l-am parafrazat punând numele lor. A venit un om trimis de Dumnezeu, numele lui e Abel, numele lui e Paul. Feriți-vă de a dezvolta un limbaj cu apelative derogative. Din păcate, am fost martor la discuții în care păstorii au fost făcuți în toate felurile. Nu vă coborâți așa de jos să folosiți apelative derogative la adresa păstorilor voștri. Spuneți-le pe nume. Rugați-vă pentru ei. Mijlociți pentru ei înaintea lui Dumnezeu. Și lăsați-i să fie formați de Dumnezeu în așa fel încât voi, ca și biserică, să fiți zidită, mulțumită, Dumnezeu încântat, ei bucuroși, să vă poată sluji cu o inimă curată și dedicată. Iar autorul epistolei către evrei, în capitolul 11, versetul 20 și 21, spune așa: Dumnezeul păcii, care prin sângele legământului celui veșnic a sculat din morți pe Domnul nostru Iisus, marele păstor al oilor, să vă desăvârșească în orice lucru bun, ca să faceți voia Lui și să lucreze în noi ce este plăcut prin Iisus Hristos. A Lui să fie slava în vecii vecilor. Amin. Dacă vreți să fiți păstori buni, nu vă uitați la unul ca mine, nu vă uitați la unul ca și Crinșor. Nu vă uitați la toți care sunt acolo. Încercați să vă uitați la Hristos. Noi o să vă dezamăgim pe voi. Voi o să dezamăgiți biserica. Ori veni momente de genul ăsta. Dar uitați-vă la Hristos. Este numit păstorul oilor. Marele păstor al oilor. El niciodată nu dezamăgește. Legați-vă de El. Faceți o pasiune din a-L sluji pe Hristos. O să vină greu, dar o să fie bine și frumos. Și într-o zi nu vreau decât să aud în dreptul meu și probabil și voi în dreptul vostru: bine, rob bun și credincios, intră în bucuria stăpânului meu. Îmi doresc asta cel mai mult. Nu să fiu numit pentru cum am predicat, câți am păstorit sau alte lucruri de genul acesta, ci să fiu credincios în lucrul încredințat mie și voi să fiți găsiți credincioși în lucrul încredințat vouă. Domnul să vă binecuvinteze. Dacă e cineva în adunare care nu l-are pe Hristos ca și păstor, n-ai vrea să-ți predai în dimineața aceasta viața lui? Să intri sub domnia lui Hristos și să începi cea mai frumoasă aventură a vieții tale? Iar dacă ești credincios de ani și ani de zile, cum e umblarea ta după el ca și păstor? Cum e mărturia ta în lumea aceasta? Mă rog ca cel preanal să ne binecuvinteze pe toți cu luarea minte și trăirea unei vieți curate și de mărturie pentru numele Marelui Păstor. Amin.